Bun găsit! Tocmai despre acest aspect se va discuta la ședința coaliției, despre banii pe care urmează să-i strângă executivul pentru a avea resurse suficiente pentru majorarea pensiilor. Iată un proiect care chiar ieri a trecut de Parlament, de votul final, și pentru care în bugetul de anul viitor trebuie să fie menționat un buget anume. Nici Ministrul Muncii nu a reușit concret să ne spună aseară de unde vor fi luați banii pentru majorarea pensiilor, pentru că la 1 ianuarie 2024 va fi indexat punctul de pensie cu 13,8%, iar la 1 septembrie anul viitor se va face acea recalculare a pensiilor, ceea ce ar însemna că anumite pensii ar putea să crească chiar și cu 30-40%, spunea chiar Ministrul Muncii. Însă, așa cum menționam, nu sunt stabiliți încă, nu este prevăzut încă un buget clar pentru anul viitor pe partea de pensii. Din acest motiv se întrunesc membrii comisiei pentru membrii coaliției pentru a stabili exact câți bani vor merge către pensii, câți bani vor fi stabiliți pentru investiții, pentru că și aici Marcel Ciolacu spunea că nu dorește să taie bugetul. Se va pune accent pe proiectul Langhe Salini, dar și pe fiecare proiect cu care miniștrii vor veni pentru a face investiții. Așadar, vom vedea unde vor fi înțelegerile. De cealaltă parte, liberalii spun că nu vor ca anul viitor să se discute despre taxe, nu doresc niciun fel de implicare legată de taxe în bugetul pentru 2024.